Hei, înainte să înceapă acest episod, aș vrea să te rog să verifici descrierea, pentru că am pus acolo un canal de YouTube, Scooby-Doo Roleplays. Este un prieten de-al meu care face videoclipuri tot legate de gaming, let's play-uri cu diferite jocuri, de asemenea și Minecraft. Și dacă sunteți interesați, intrați și abonați-vă la el. Dați like la videouri dacă vă plac și cam atât. Vă rog foarte mult să dați like și la acest videoclip și să înceapă episodul. Ok, wow, salutare tuturor! Cred că ați observat deja că mă aud mult mai diferit, într-un sens bun, sper. Mi-am cumpărat un microfon nou pentru că cel pe care l-am avut mi s-a stricat. Era microfonul de la căștile pe care le-am folosit. Oh shit, stați-mă în pace. Mai bine fug. Mă duc și mă culc. Deci cum am spus, microfonul mi s-a stricat și ați văzut că o săptămână nu am pus niciun videoclip. Iar cele care le-am pus cu o săptămână înainte le aveam deja filmate. Deci eu cam de 2 săptămâni nu am putut filma nimic din cauza acelui microfon. Însă acum mi-am luat un microfon mult mai bun, am decis să investesc puțin mai mulți bani și mi-am cumpărat un microfon Blue Yeti. Îl au mai mulți youtuberi, mai ales cei străini, știu că îl folosesc. Până acum mi-a făcut o impresie foarte bună, adică sper că și vouă, după cum vedeți, vocea mi se aude mult mai bine. Mai am totuși de umblat la setări, volumul, să văd să nu fie niciun noise, nimic, să fie totul perfect, pentru că microfonul ăsta poate să facă un sunet cât mai clar și să se audă cât mai bine posibil. Și da, n-am mai vrut să-mi iau alte căști, pentru că deja am avut 2 perechi la fel. Am luat a doua pereche când mi s-a stricat prima, pentru că nu știu de ce nu am dus la garanție. Nu am dus la garanție pentru că nu vreau să aștept o lună și să nu fac niciun videoclip în timpul ăla. Și am cumpărat încă o pereche. Acea pereche s-a stricat, după cum bine știți, că am tot spus în videouri. S-a stricat și n-am vrut să cumpăr a treia pereche, așa că am trimis la garanție. A venit, a mai funcționat, să zicem, 3 luni. Iar apoi, acum 2 săptămâni, cred, maxim 3, s-au stricat din nou. Nu știu cum, nu, cablul era intact, nu aveam nicio problemă. Dar microfonul nu mai merge. Și în căști se aude puțin ciudat. Adică casca stângă tinde să facă un sunet foarte, foarte ciudat. Și mă cam enerva chestia asta. Am decis să nu mai iau alte căști, am investit puțin mai mulți bani și mi-am cumpărat un microfon, pot să spun că e un microfon profesional. Ăsta este primul videoclip care îl înregistrez cu el și s-ar putea să nu fie calitatea maximă pe care poate să o facă, dar aștept și un feedback de la voi dacă se aude bine. Cred că volumul nu este foarte, foarte mare încă. Trebuie să am grijă și pentru că calculatorul meu e destul de zgomotos. Coolerul de la procesor face un zgomot destul de mare. Nu e enervant zgomotul, dar nu știu microfonul cum îl recepționează. Dacă totuși o să-mi facă probleme, poate o să schimb coolerul în viitor. Văd că aici am niște dirt. Știu când trebuia dirt la ceva, dar nu mai știu la ce sigur. Și nu știu de ce aveam inventarul gol. Cred că l-am avut numai cu stone brick-uri, nu? Și am terminat atunci partea asta de zid. Partea aia era și terminată și trebuie să văd cum îl încep în celelalte părți. Am stat și m-am gândit zilele astea, știți că la episodul 100 vreau să bat dragonul și am zis că fac pregătiri înainte, dar mă gândeam că ar fi mai frumos ca episodul 100 să fie un episod de aproximativ o oră și în episodul ăla să fac și toate pregătirile și să mergem și în The End și să bat dragonul și tot ce trebuie. Cred că ar fi mult mai interesant, iar până atunci mai avem totuși de tras de timp, să zicem. Trebuie să găsesc ceva ce să fac până la episodul 100 și toată nebunia cu dragonul să las pentru acel episod. Chiar dacă deja mi-am făcut arc și am niște
per, nu, cum se cheamă, Eye Offender, da, cred că Eye Offender se cheamă. Nu contează, o să ne folosim și de aia, nu o să le arunc ca să încep de la zero. Apa asta, iarăși a înghețat, știu că mi-a mai înghețat o dată. Mă enervează că a început să ningă. Deci nu știu, până acum nu ningea, deloc. Dar cred că cu versiunea asta pe care o am acum, ninge. 1.7.4, cred că au apărut mai mult de 1.7.4, nu? Nu am mai verificat, dar... acum că vine și vacanța, o să am timp să-mi pun la punct cu toate chestiile. Și să încep să filmez cât mai mult. O să vreau să știți că am seria cu mod showcase, la care am pus cred că doar un singur mod, să-mi fie rușine. O să vreau să fac regulat, în fiecare săptămână, un episod sau două. Iar de asemenea, seria de tutoriale o să încerc iarăși să scot un episod pe săptămână, dacă pot. Iar apoi vreau să fac cât mai multe episoade din seria de custom map-uri, pentru că am început să primesc foarte, foarte multe custom map-uri. Tot primesc mail-uri și nu vreau să vă fac să așteptați foarte mult până vă joc harta, însă na, o să explic mai bine în următorul episod din custom map-uri. Am primit deja foarte multe și o să le joc pe toate, iar dacă o să mai fie mape de genul cum a fost la episodul 3, am să încerc să fac un episod separat unde joc mai multe hărți de genul, că na, harta era scurtă, poate nu era făcută extrem de bine, însă cine mi-a trimis-o a vrut să o joc, iar eu am zis că le joc toate, deci chiar o să le joc. De jucat o să le joc toate, de filmat, dacă îmi trimite cineva o mapă chiar mai nașpa decât aia, atunci nu știu. Vedem, facem toate hărțile alea într-un episod, dacă nu. O să mă gândesc cum să fac să fie bine. Așa. Bine, nu știu de ce iau fermele astea. Vreau doar să fac ceva pe fundal în timp ce vorbesc. Bun, hai că pumpkin nu-l iau. Nu are niciun rost. Ferma aia, nu știu. Poate o să o mut cândva de acolo. Porcul, pardon, calul e în fața casei, l-am văzut la începutul episodului, nu? Și parcă ultima dată am mers la casa din munte și am luat piatră de acolo, nu? Ar trebui acum să am piatră prin furnale. Da, am piatră prin furnale. Ok, hai să luăm piatra asta, mai facem și niște XP. Așa. Bun. Mă simt puțin ciudat acum că am microfonul ăsta lângă mine, îmi vine să stau drept lângă el, să nu cumva să mă duc mai departe, să se audă ceva nașpa sau... Da, o să fie puțin greu până mă obișnuiesc cu el și, cum am spus, necesită anumite setări pentru că are mai multe moduri, mai multe moduri în care îl poți folosi, adică microfonul ăsta se poate folosi și pentru a înregistra, cum se cheamă, vocaluri, cum se zice, să te înregistrezi când faci cover-uri sau chiar când cânti melodii sau interviuri sau, nu știu, are niște pattern-uri cu care trebuie să mă obișnuiesc și gain-ul, să văd cum se repune, dar, na, astea sunt detalii tehnice. Nu cred că vă interesează neapărat pe toți sau unii nici nu știți despre ce vorbesc, dar chiar nu contează. Atâta timp cât o să reușesc să fac să se audă perfect, o să fie totul bine. Mamă, frate, mi s-a uscat gura, ce dracu, n-am mai pățit asta. Văd că dacă nu faci un timp, începe să ți se usuce gura. Sau, zic și eu, nu cred că e adevărat, dar... Ups, unde mi-am pus eu armona și ultimele iteme? Ce faci mai aici? Ai ieșit de acolo sau te-ai spawnat? Cred că te-ai spawnat, nu? Cărbunele ăla ar trebui să-l iau de acolo, nu-i văd rostul. Uite, aici aș putea să pun stone brick, ca să nu treacă. Bine, n-are cine să treacă.
De fapt, n-aș mai putea trece eu dacă mă duc pe acolo. Ar trebui să fac chestia asta sau nu? Câte am? 12 Eye of Ender. Păi... Sigeți am multe. Mă gândesc ce o să avem de făcut în episodul ăla. Pot să fac episod de oră? Deși poate facem și alte chestii. Vreau să fac episod de oră, pentru că n-am făcut de mult unul de oră și chiar vreau să fie ceva super, super tare. Episodul 100, poate putem strânge chiar și, nu știu, 1000 de like-uri, zic și eu. Adică, da, am văzut că la seria de custom map-uri foarte multă lume mi-a dat like și vă mulțumesc că mi-ați dat like. Vă rog, dați like-uri cât mai multe pentru că, nu știu, mă motivează parcă să fac cât mai multe videoclipuri. Așa, când un YouTuber vede puține like-uri, parcă, nu se nici plânge, dar nici parcă așa chef mare să facă încă un episod nu prea are, pentru că știe că nu, crede că nu o să se uită prea multe lume și chestii de astea, dar când vede că sunt foarte multe like-uri, nu știu, e o chestie care chiar motivează. Cred că mulți YouTuberi au zis chestia asta și da, e adevărat, spun și eu, sunt de acord cu tot ce au zis. Nu știu, Marian, cred că a făcut un videoclip despre chestia asta sau cine, Dani, parcă m-a spus sau... Nu știu să dau acum persoane, dar știu că m-am uitat la mai mulți care au vorbit despre chestia asta. Mă gândeam să fac și un video despre chestia asta, dar nu, am văzut că au făcut deja ei și mă gândeam că nu mai are rost. Deci eu doar vă rog să dați like, dacă vă place, desigur. Nu vă oblig, doar vă rog. Opa, băi, calule, tu nu erai legat, bă da. Băi, stai. Nu vreau să te pierd. Fuck. Nu știu cum se face chestia aia să-l leg. O să te pun în casă. Intri pe ușă. Da, intri. Bun. Așa. Stai aici. Băi, nu știam că intră pe casă. Bine că n-am murit sufocat. Aia e partea a doua. Era ceva să se încheie seria aici. Opa, am uitat ușa deschisă. De fapt, nu închid, n-am de ce. De fapt, s-a făcut noapte, ar trebui să... Ce? Vreau să văd unde mi-s itemele. Aici, cred, nu? Sau aici? Aici, da. Armura... Ce faci, mă, acolo, mă? Te-am lăsat să te pui acolo? Te-am lăsat? Nu cred că te-am lăsat. Pe aici mi se spawnează cumva mobi? N-am chef acum să urc să văd. Pot să folosesc câinii acum? Nu, trebuie să intru cu numele Stunter să fac ceva cu câinii ăștia. Că, na, acum sunt pe contul de Minecraft și contul meu de Minecraft e X-Stunter pentru cei care nu știu. Deoarece Stunter nu am putut să-l pun pentru că e o chestie foarte iurea cu Unpaid și contul Stunter era făcut tot de mine, dar e Unpaid și nu pot să-l fac Premium. Conturile astea unpaid vor fi șterse, dar nu știu în câte luni și n-am vrut să aștept până se șterg ca să pot să fac cont cu numele Stunter. Am zis, lasă, pun X Stunter și na, când s-o șterge ăla o să-l fac eu, tot eu, ca să nu ia cineva numele sau ceva de genul. Nu știu, o să văd eu. În videoclipul ăsta nu m-am gândit înainte să facem ceva anume sau chestii de astea. Am vrut doar mai mult să vorbesc cu voi, să vă spun că mi-am luat microfon și că o să încep să postez din nou cât mai mult. Chiar am avut chef să fac un videoclip, n-am făcut de mult timp și într-un fel, nu știu, mi-a fost chiar dor să fac chestia asta și o să încerc să fiu cât mai, să am un program cât mai bun de acum încolo. Și da, cam atât. Nu uitați să vă uitați și la canalul din descriere, poate îi dați un subscribe și de asemenea să dați un like la acest videoclip. Cam atât am avut de spus, sper că v-a plăcut, sper că vă place noua calitate a videourilor și ne vedem data viitoare. Bye bye!